Citirea, scrierea variabilelor. O instrucțiune este o comandă de bază prin care transmitem calculatorului ce operație trebuie să execute. Combinând mai multe instrucțiuni, vom obține un algoritm. Putem spune că în informatică, un algoritm este un șir de pași prin care se descrie rezolvarea unei probleme astfel încât, pe baza datelor de intrare, să se obțină unul sau mai multe rezultate de ieșire. Un algoritm trebuie să fie clar, general, eficient și finit. Prin cuvinte rezervate preluate din limbajul natural, cuvinte precum citește, scrie, atribuie, repetă, etc., limbajul pseudocod descrie operațiile ce compun pașii unui algoritm. Datele problemei, rezultatele finale, precum și datele de manevră sunt reținute în memoria calculatorului în locații separate, identificate fiecare prin câte un număr. Ajungem astfel la noțiunea de variabilă, care variabilă se poate defini ca un loc în memoria calculatorului caracterizat prin nume, valoare, tip. Observație. Variabila găzduiește o valoare la un moment dat, valoare care se poate modifica pe parcursul prelucrării descrise de algoritm. Altă observație. În etapa de proiectare, în limbajul pseudocod apare doar numele variabile. În această lecție, în paralel cu descrierea algoritmilor în limbaj pseudocod, vom exemplifica și utilizarea blocurilor grafice asociate din Scratch. Citirea variabilelor se execută în pseudocod astfel. Vom scrie citește X. În limbaj natural vom spune de la tastatură X primește, spre exemplu, valoarea 8. Pe caiete vom scrie X egal cu 8. Iată și blocurile grafice asociate. Din grupurile detectare și variabile, alegem bloc prin intermediul cărora variabila X primește de la tastatură o valoare. Observație! Citirea variabilelor se mai numește și operație de intrare. Intrare prin care variabilele primesc valori, devenind astfel cunoscute în rezolvarea problemelor. Pentru a calcula area unui pătrat, trebuie citită cunoscută variabila latură, latura pătratului. Pentru calculul perimetrului unui dreptunghi, trebuie citite cunoscute variabilele lungime și lățime. Pentru a calcula suma a trei numere, trebuie citite cunoscute variabilele ABC, să spunem. Pentru a afla câți lei pot cumpăra cu o sumă S exprimată în euro, voi citi variabilele S și curs euro. Pentru a calcula în câte zile voi citi o carte, știind că citesc zilnic 3 pagini, trebuie cunoscută variabila total pagini carte. Suntem în partea a doua a lecției noastre pentru a studia o operație
care se numește operație de ieșire. Este vorba de scrierea variabilelor. Vom avea în pseudocod scrie X. În limbaj natural vom spune pe monitor este afișată valoarea 8, în ipoteza în care X a primit prin citire valoarea 8. Pe caiete vom scrie 8. Putem afișa și mesaje care să însoțească rezultatele. Ce se va afișa pe monitor? Ce se va afișa pe monitor? Care sunt variabilele de intrare și care sunt variabilele de ieșire pentru următorul scenariu? Urmează un exemplu de utilizare a blocurilor de citire-scriere. Accesăm aplicația Scratch. Închidem tutorialul și ne propunem să citim două variabile A și B și să scriem pe ecranul de rezultate suma valorilor lor. Pentru a citi o variabilă, trebuie să parcurgem două etape. În prima etapă, din grupul variabile, alegem butonul Creează o variabilă, în care vom trece numele primei variabile. A se va numi aceasta. Procedăm la fel și pentru cea de-a doua variabilă, care se va numi B. În felul acesta, variabilele au primit un nume, o identitate. Pentru a transfera în memoria calculatorului o valoare pentru variabila A, procedăm în felul următor. Deschidem grupul detectare și alegem blocul întreabă, blocul răspuns, particularizate astfel. Iar apoi, din grupul variabile, alegem blocul setează A la răspuns și în felul acesta, de la tastatură, putem trimite în memoria calculatorului pentru variabila A o valoare. Să rulăm acest program. Clic pe steagul verde, 123, Enter, este valoarea pe care variabila A o memorează. Procedăm la fel și pentru variabila B. Particularizăm blocul întreabă. Aducem și blocul răspuns din grupul variabile. Alegem blocul setează B la răspuns. Astfel am citit două variabile, să rulăm secvența de program creată. Clic pe steagul verde, 222 este valoarea pentru variabila A, 333 este valoarea pentru variabila B. Am citit cele două variabile, urmează să scriem pe ecranul de rezultate suma valorilor. Accesăm grupul aspect, alegem blocul grafic spune mesaj pentru 2 secunde. În plus, din grupul operator, vom alege blocul alătură, care se va compune, pe de o parte, din suma calculată a variabilelor A și B
și pe de altă parte de un mesaj. Mesajul este: suma numerelor este 'Rulăm programul care este finalizat. Clic pe steagul verde. Pentru variabila A, alegem valoarea 555. Pentru variabila B, alegem valoarea 111. Pe ecran apare rezultatul. Pentru a salva proiectul nostru, alegem opțiunea Salvează pe calculatorul tău. OK. Și fișierul poate fi regăsit în zona de download de pe computerul personal.